Deschidem ședința ordinară în data de 17 decembrie 2019, care are pe ordinea de zi un număr de 7 proiecte plus o suplimentare. Dacă sunt discuții la proces, întrebare la ședința de data trecută. 9 proiecte. 9 proiecte. Dacă sunt discuții la proces, întrebare la ședința de ordinar de 27 noiembrie. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal de la ședința de 27 noiembrie. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul președinte, răspund. Domnul citire ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în anumite cale de tracție din comuna Traian, sunt 1 decembrie 2019, inițiator pe Harder de Ocăsorin. Cel de-al doilea proiect, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Traian pentru metru 4/2019, inițiator primarul de Ocăsorin. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de rezilierii contractului de închiriere numărul 1121 din 16/3/2017, încheiat între Comuna Traian și Pitica Petrina, inițiator primar Gheorghe Căsărin. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 1955 din 15/4/2019, încheiat între Comuna Traian și Pitica Petrina, inițiator primar Gheorghe Căsărin. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale în Comuna Traian, județul Bacău, orizont de timp 2020-2025, inițiator primar Gheorghe Căsărin. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Traian în adunarea generală acționarilor SC, Compania Regională de Apă Bacău, S.A., inițiator primar Sorin Gheorghe Lucă. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare în Comuna Traian, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021, inițiator primar Gheorghe Lucă Sorin. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, conform numărul 227 din 8/9/2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar Gheorghe Lucă Sorin. Ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020, conform planului anual de evoluție al taxei speciale salubritate pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator primar de Gheorghe Căsărin. Suplimentarea, proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și desfințări destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Și în ultimul rând diverse. Și mai avem o informare privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din Comuna Traian în semestrul al doilea al anului 2019. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Totul nu pentru. Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în ave de cadre de taxe din Comuna Traian pentru 1 decembrie 2019. Sunt discuții la acest proiect? Dacă nu sunt discuții, spune la voi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Nu accept. Se abține doamna Dudului. Motivul. I-am făcut doamnei directoare invitația de a face o atenție cu Consiliul de astăzi, pentru că sunt probleme care vizează și unitățile școlare pe care le conduce. I-am cerut să vină cu, pe lângă planul de școlarizare, să vină și cu situația școlară de sfârșit și de semestru și să vină și cu un program privind meditațiile și consultațiile în rândul elevilor pe care le-a realizat. În afară de profesoara de matematică, care cu adevărat face meditații, consultații pe elevi. Dumnezeu, n-a venit. Mă abțin. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Traian pe trimestrul 4/2019. Domnul primar. Am primit 23.000 de
din sume de păcate de TVA și 200 de mii am primit prin ordin guvernamental. Și 2500 de lei studenți pentru... Asta e pentru... Da, da, nu trebuie. Pentru ajutor de încălzire care sunt obligatorii banii. Așa, am pus la proiecte de dezvoltare 60 de mii. Asta e cu gazul metan pentru... pentru extinderea de gaz metan pentru Zăpodia. La salubritate 50 de mii, pentru că avem datorii și nu avem cu ce să achităm. 66 de mii am pus la drumuri. Și atât. Și mai dau 40 de mii și pentru... Am mai pus la copii. Aia din CERS, 4.800 de lei. Și 40.000 am pus pentru asistență personal, că nu mi-am plătit tichetele de, de masă și tichetele de vacanță. Nu au fost primit de la ce au făcut un buget. Normalizat. Sunt discuții la proiectul ăsta? Da. Aveți cum, doamnă, spuneți. Dacă fac calculele, deci le-am făcut fără să mai adun, să, așa, deci, 60.000, ziceți, la gaz. Ce faceți efectiv cu gaz, la gaz? Extindere. Că tot am mai auzit de... Bun, extindere, dar ce presupune ăștia 60.000? Ce presupune? 60.000 cheltuieli pentru ca să... Au fost proiectare, avizile, și după aia construirea conductei de gaze, pentru că deja am obținut, am scos și... Stați un strop. Eu țin minte că legea gazelor din România spune așa, concesionarul construiește, deci trebuie să faceți o licitație, să faceți la... S-a făcut licitație. La nivel de minister, da, și da, da, concesionarul construiește, da, nu, extinderea. Nu, ei pun doar parte din construirea gazelor, dar... Construirea rețelei de gaz, da. 78.000 pun ei și noi restul. Dar au mai fost discutate chestia asta într-o ședință? Nu a mai fost discutat, că dar nu vă întrebam, vă dați seama. Sau n-am fost eu, dar am dreptul să întreb, că doar... Spun eu că așa e, 78.000 vine de la... Concesionar. Dar cine-i concesionarul? Eu. Pentru că ei erau trecuți... Ei deja dețin conducta de gaz metan de la mediul comun. Bun. Și să înțeleg că aveți avize, aveți autorizații, aveți tot? Astăzi am ridicat de la verificatorul de proiect, am verificat proiectul, trebuia să le depunem direct la EON ca să ne dea voie să ne apucăm de lucrare. În schimb, omul care se ocupă de avize e în concediu până pe 10 ianuarie și a zis să nu le lăsăm acolo. Să le ducem după 10 ianuarie, când vine Panariu Miluță din concediu. Și cu ăștia 60.000, anul ăsta, 2019, mai sunt câte zile? Mai sunt 7 zile, da? Care lucrează... Păi da, doamnă, dar dacă nu-i punem... Noi când am cerut bani de la guvern, am cerut în baza unor facturi sau unor proiecte făcute, că altfel nu ni se dădeau bani. Și ăștia erau pentru... I-am cerut expres pentru gaze. Și toți banii care... Și aici există facturi sau proiectul? Există facturi la proiectant de 220.000. Așa spuneți, plătiți pentru, nu pentru construire. Da. Și restul îi ducem pe construire. Deci 220.000 la proiectant. Proiectant. Da. Să nu uitați, că eu am să mai întreb asta. Da. După, și restul, deci 40.000 pe construire, da? Pe construire, avize desplătite, da. A scos și, pe, deci pe, pe Zăpodia se merge pe DN sau pe DJ? Pe DN se merge până... A scos avizul de la DN? Doamna consilier, aici este vorba doar de extindere rețea de gaze până la limita cu satul Zăpodia și redimensionarea conductei. Indiferent de unde. Redimensionarea nu intră aici, nu. Domnul Cojocaru, indiferent dacă a ieșit pe marginea drumului național, îi trebuie aviz. Da, avizul de la drumul național. 10 metri, dacă merge pe DN, trebuie aviz. Păi, dar e drum național, nu este drum județean. Eu am întrebat de Zăpodia. Eu n-am știut până unde se merge. Dacă merge pe DJ, adică de la intersecția cu Zăpodia, dacă merge pe DJ.
Asta am întrebat. Restul de extinderii pentru Zăpodia, inclusiv cu redimensionarea, se face, o să-l depunem pe penelele 3. Bun. Da. Acum, da. Să mergem la salubritate, da? Da. La salubritate aveți 50.000. Nu se pare cam mult? Pentru că noi plătim o taxă. De ce e necesar să mai suplimentați de la buget? Ați mai suplimentat anul ăsta de la buget? N-am mai suplimentat nimic de la buget, pentru că intervenit aia 30 de lei care îi plătim cu toată către mediu și a intervenit și 30 de lei plus taxa de la DIS care nu ia ei. Păi și cum justificăm noi ăștia 50.000 că i-am dat bani de la buget din moment ce noi dăm, avem tarif pentru fiecare, am plătit taxă specială, am plătit, doar știți, nu asta la salubrizare, de câte ori ne-ați adus proiecte de hotărâre și le-am aprobat. Hai, să treacă. Mai dăm încă 50.000. Colectarea taxei acestea de salubrizare s-a făcut corect? S-a făcut corect, da, cum să nu? Eu am niște îndoieli, pentru că ziceți, la o casă sunt 6 persoane, dacă vine cineva în control și vă ia registrul agricol, da? Și până mă merge la contabilitate și verifică, bate una cu alta? Obligatoriu. Adică persoanele care sunt înscrise asta, la registrul agricol există? Asta am avut și control care l-am pus, adică conturile astea mi-a verificat. O luat prin sondaj să vadă dacă ce-a declarat omul egal cu ce e la registrul agricol. Maria, dar știu când erai primar, nu la fel plăteam plus. Era la început. Era, problema, nu existau taxele pe fiecare an. Fiecare an ai plătit la început sau la sfârșit, nu mai contează. În fiecare problema, an plăteam. Problema lui că avem și copiii de la școală. Nu spală la noi. Deci nu numai tu. Deci s-au făcut la fel de șoca. Dar nu-i vorba la asta. Sunt niște dacă nu știm vorbi, sunt niște probleme cu avisul. La alte primării și alte cu taxe, își măresc taxele la Soma pe tot felul de cheltuieli de... Păi te duci pe internet și vezi, citești de cum și vezi. Eu de ce întreb? Asta nu se mai iau să mărim noi la populație. Păi nu plătești acum, ia uite, te plătești taxe speciale, ia uite-te că plătești, acum și ca. Aproape. Domn primar, cât e taxa la bunea în Galerie? Sau e același? Acum am luat de vântul la taxe și impozite. Și la drumuri 66.000, ce faceți cu ei? Păi la drumuri, avem de plătit direct de proiectare, vreo 3.600, mi se pare, pentru proiectare la drumuri la Bogdănești. Cât? 36.000? Da, 36.000. Și restul îi punem pe modernizare, pentru că avem cheltuieli neeligibile pe PNDL 2 la Traian, unde trebuie să plătim dirigenții de șantier, trebuie să avem și noi cheltuieli din cadrul primăriei. Deci cheltuieli neeligibile la... Bun, bani de salarii aveți? Da. Nu mă aduce zepeasă. Vedem că așa la învățământ, reparații curente 7.000, ce ați făcut? Că stați de capital, cred că. Sau reparații curente. S-a reparat școala de la Deal. Și nu am avut bani destui, cât am bugetat, nu a ajuns banii pentru ca să facem reparații, că am vrut să facem și două toalete acolo. Stați un pic, dar reparațiile curente nu se plătesc din bugetul lor? E vorba de clădirea de la școala de la Deal. Care s-a contestat poliția unde... Fosta grădiniță, nu? Da. Fosta grădiniță. Mai sunt discuții? Comune așa bune. Toți primarii vom băga la banii cu ceva aia acolo. Și la lista de investiții ce ați suplimentat? Cazul am văzut pe lista de investiții. Da? Da.
am avut de ajuns în bibliotecă. Bun, da, am zis, da. Ce? Supunem la vot. Cine este pentru? Eu sunt pentru cu amendamentul salubrizarea. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna Cască Moran. Deci se mărește la salubrizare. Ajungem, avem proiectul cu numărul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere, numărul 1121 din 16.03.2017, încheiat între Comuna Traiana și Pitica Petrina. E vorba de doamna Pitica care a avut un eveniment pentru după amine Morisov, nu? Da. Da. Sunt discuții? Cine este pentru? Cineva împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Aici e vorba de contractul ce teren, domnul secretar? Două contracte cu Pitica Petrina. Unul ăla din spatele casei și unul de dincolo, de la din Pășune Armare. Da, corect. Dar ăsta e primul contract și al doilea. Asta ar trecem acum. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 1955 din 15.04.2019, încheiat între Comuna Traian și Pitica Petrina. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri nu sunt. Alo? Da. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale în Comuna Traian, județul Bacău, orizont de timp 2020-2025. Da. Când a venit controlul de la serviciile sociale, ne-a cerut o strategie. Oamenilor cu probleme, asistații sociale. Și am făcut strategia și am putut trebuie aprobată în Consiliul Local. Dar, domnul primar, am eu o întrebare. Noi aprobăm strategia, dar noi am văzut strategia, noi ce aprobăm? Ce conține? Ce conține? Unde? Ați adus un exemplar aici, o vedem? În față. În față. Unde? Aici. Nu trebuia să vină să ne prezinte, că noi ne apucăm acum să o citim. Care sunt măsurile? Care sunt? Nu, nu avem. Nu e cu oaie. Nu e cu oaie. Mai mult. Nu, ce o să vină să o prezinte. Nu, nu, nu. Ai lăsat. Nimeni nu s-a făcut voluntare. Eu îți spun că eu l-am făcut o șoră. Fără niciun de. Dar cine a făcut-o? Bordor. Cine? Un domn care Bordor, de la strategia, de la, de, cum se cheamă? Strategia locală de dezvoltare. Cum da? Da, trebuie să știm cât de cât să ne spuneți. Să ne-o prezentați, așa aprobăm ce aprobăm. Atunci o să-l cheam la ședința următoare. Având în vedere că mai poate depuneți un proiect pe POC-ul, pe o măsură socială. Aveți pe aici clienți pe undeva? Dacă e strategia, așa trebuie, că după aceea când depuneți proiectul, vă cere pagina din strategie unde am prevăzut accesarea fondurilor europene, din POC-ul sau alte fonduri.
strategia, oricum se poate modifica și actualiza, dacă ajuns să depui probleme. Păi cum am trebuit? Asta e adevărat, dar trebuie să... Păi dacă tot s-a făcut strategia, să fie... Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Doamna Ișoană. Deci eu mă abțin. Nu mă abțin, sunt împotrivă pentru că nu ne-a prezentat nimeni. Deci nu sunt de rea credință. Vreau să o aprob. Dar eu aprob trei foi pe care le-am văzut aici la moment, la... Așa, deci nu veni nimeni să ne o prezinte, să ne spună. Totuși e o strategie. Văd că până în 2025, e pe 5 ani, teoretic, ar trebui totuși să vină cineva să ne o prezinte. Deci nu ne-o facem așa la hai că am făcut-o. Și-o mai vizut și pe asta. Doamna... Deci vă rog frumos să specificați în procesul verbal ce am spus acum. Deci de asta am abținut. Având în vedere că avem centru de zi, o strategie e necesară. Nu zice nimeni. Dar hai să vedem ce ne-am propus în strategie. Doamna Miros, da, am abținut. Ce mă Proiectul cu numărul 6 pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind determinarea reprezentantului Consiliului Local Traian, adunarea generală a adunărilor la SECE, Compania Regională de Apă Bacău, PSA. De ce mi-ați propus în partea de administrație? Domnul primar. Sunt discuții la proiectul ăsta. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Da. S-a abținut cineva? Dar la rețeaua școlară, cine a invitat doamna director? Da, invitat. Proiectul cu numărul 7 pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare în comuna Traian, județul Bacău, pentru anul scolar 2020-2021. Să punem cap în municipiu. Dacă sunt discuții aici. Care se desfințează? Care se... Nu se desfințează, doamne, niciuna. Am să și eu, n-am. Desfințează de la Bogdănești. A, deci se desfințează. Faci simultan la clasele 1-4 la Traian și la Zăpăi. Nu, la Bogdănești la Zăpăi. Simultan. Și la Traian de clasa 2, sunt la Traian. Da, nu sunt, dar fie atunci toți copiii din toată comuna noi. Copii. Asta cu simultan nu reiese de rețeaua asta școlară, nu? Nu, rețeaua școlară nu aprobă. Școlile. Și numărul de elevi și... Nu, numărul de elevi vreodată e la mare. Da. Cum o să fie modificat. Rețeaua școlară s-a plăcut la unități. La unități de învățământ. Nu vine numai bine, nu pleacă la rețea. S-ar putea să mai vină, de la fundere, dacă nu vine. Dar au zis că se desfințează grădinița, zice doamna. Da, la Bogdănești, nu am trei copii de asta. La Bogdănești mai sunt trei copii la grădiniță. Aici trebuie minimul 12. Da, la grădiniță întotdeauna apărut copii și în ultimul zi. Da, nu sunt apărut să fii doi și faci la grădiniță, la Bogdănești, nu-i dași. Dar tinerețul e mic gratuit.
cabinet. Domnul primar, spuneți-ne nouă ce așteptați dumneavoastră pentru naveta copiilor, a elevilor, prin adresă către doamna director, ce adresă a făcut doamna director la inspectoratul școlar, ce probleme ați avut dumneavoastră când v-ați făcut această creștere în această situație. I-am cerut să facă adresă ca să ne se dea autobuz școlar, 28-2 persoane. Am ajuns la Ministerul Dezvoltării, n-aveam decât o notă de fundamentare în care spuneam că avem de transportat 64 de copii de la cealaltă unități școlare, fără cerere de microbus, fără nimic am făcut. Am făcut cererea acolo, în Ministerul. Ne-a trecut și cu noi cu microbus școlar. Autobuz. Autobuz școlar, cu microbus. Că la anul oricum nu o să avem ce transporta copiii. Dacă rămâne tot microbuzul ăsta, nu știu cum o să fie. Păi deja copiii de la care sunt la Fundeni și pentru Zăcorea să trezesc că ea mai... La 6.30. La 6.30 deja ea. E foarte de greu pe mine pentru copii. Problema lui că ea se rezat de la cei mari copilul ăla. N-are cine să aibă grijă la școală. Transportăm noi copiii la Fundeni? Păi nu, eu am crezut că cererea o găsesc la minister. Da. După pe care eu... Din toate discuțiile avute cu Vânsa, am spus, doamnă, dar cererea e depusă, dar nu e tot. Cum cererea, cum am venit de la inspectoratul școlar și noi celor cerere pentru... După ce o transmis Ministerul Dezvoltării. Domnul primar, explicați Consiliul Local cum dumneavoastră v-ați preocupat și ați realizat pachete pentru elevi, iar doamna director a participat la toate serverile școlare fără a face o invitație. Discutați despre rețeaua școlară, doamna. Haideți să discutăm la nivel. Este o problemă de bun simț. Dumneavoastră ați demonstrat lucrul ăsta. Și doamna director, trebuia să dea dovadă de normalitate, să făcea iertare, să vină la ședință aici, în fața Consiliului Local. Nu-i prima dată. Până la vot, doamna consilier. Cine este pentru aprobarea rețelei școlare pe anul 2020-2021? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Conform legii numărul 227 din 8-9-2015. Și cum mai luăm impozitele, domnul primar, la 1 ianuarie, când vine lumea să plătească? La prețul de anul ăsta. Domnul primar, cum luăm, cum luăm impozitul în ianuarie? După știința mea, cu 3 luni sau cu 5 luni înainte de sfârșitul anului, se aprobă taxele și impozite pentru anul viitor. Nu mai, asta e discutată. Cine era aici? Domn secretar, când se aprobă taxele și impozitele? Acum. Nu, dar după lege, așa. Anul în curs. Cu câte luni înainte? Nu știu, nu m-am uitat. Păi atunci de ce vrem să retragem de pe ordinea de zi? Fiecare s-au aprobat în ultima ședință. Da, de ce vreți să retrageți de pe ordinea de zi? Păi da, ne cârbuim acum, îl retragem, nu retragem.
retragem sau nu? Nu retragem. Nu retragem. Dar proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, conform legii numărul 227 din 8-a 9-a 2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Ce se modifică la impozitele și taxele locale în proiectul nostru? Deci la taxe și impozite nu se modifică nimic decât cu indicele de inflație. Și cât sunt indicele de inflație? 4,6. Cine-i 4? 4,6 sau 4,6? 4,6. Nu putea să rămânem ca în 2019? De ce? Se actualizează cu indicii din clasă. Da, dar nu e obligatoriu. Ba da, e obligatoriu. Nu o să fie nicăieri fi obligatoriu. De la până la. Nu, cu indicii de inflație. Cu indicii de inflație. Nu din majorări. Nu discutăm din majorări acum. Asta este doar creșterea creditului de plată. Creșterea care este obligatorie. Nu, și după aia mângăm și la... Deci nu se mărește. Nu se mărește. Da, nu se mărește. S-o mărit cu indicele de inflație, atât. Pe clădiri residențiale, toate persoane sunt proprietatea persoanelor fizice. 0,1% se va valori impozitarea clădirii. Da, asta e din impozitare și taxe făcute din 2015. Asta nu e. Asta e aprobat și anul trecut și acum 2 ani și fiecare an. Păi și în fiecare an tot e cu indicele de inflație. Da, de indicele sau... Doar indicele de inflație. Față de taxele de anul trecut s-au mărit cu 4,6%. Cu indicele de inflație. La fiecare impozit, în parte. Cine plătea 100 de ani trecut, o să plătească 105 lei. La impozit, vorba, nu la guvern, mai impozit. Nu-i ceva ca nu. Asta e la impozit și taxe de plată, la salubritate. Mare treaba, e separat. E clădiri, mașini, da. Separat. Mai sunt discuții la proiectul ăsta? Păi să le citim un pic, domnul, deci, sunt impozitele pe anul viitor, deci... Domnul secretar, domnul secretar, da? La ședința următoare, nu mai dăm voie, nu mai dați voie, domnule primar și noi ceilalți consilieri, dacă nu se prezintă toți consilierii la ora 12 la Comisia de Specialitate, să știați materia. Da. Teoretic ar trebui odată cu invitația să avem și proiectele de hotărâre. Din știința mea cea mare. Spuneți doar de primar, să vă numai pe primar. Ne deranjează lumina. Spuneți-o primarul. Ce-i? Ce sunt domnului? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci cine împotrivă? Abține? Eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020, conform planului de evoluție a taxei speciale de salubritate. Ce să simt? Sunt integrat de mine. Domnul secretar, unde găsești indicele de inflație 4,6? O zenie, dar acum așa nu i-am făcut. Am uitat tot hârtia în spate acolo. Deci noi ne-am uitat și am găsit. După comunicatul de presă de la Institutul de Naționalitate. Chiar la mână. Secretar, că tu n-am votat și mai mult. Nu, mă, nu e ce e de grafic, nu e ce văd. A, este, este. Nu e de grafic, nu e de grafic. Uitați-vă. Nu e la față, nu e de grafic. Rata media inflație în ultimele 12 luni. Este de fapt un premiu și se pierde. Iar la 2018, 10 milioane de euro. Ați înțeles?
Pentru 2019 nu, de la anul ce se apare indicii de inflație. Nu, asta se știe, planul da, nu-i calculat, nu se știe. Nu-i calculat, nu putem ști indicii de inflație de la anul. 2019, facem la anul. La anul. La anul când o să fie. În 2020 și nu mai ajunge. Dar probabil, dar de ce nu au venit aici? În 2019, da. Domnul secretar, contabila de ce nu a venit? Să ne explice. Nu a fost invitat. Dar nu e necesar, domnule. Putem trece la proiectul următor? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020, conform planului anual de evoluție al taxei speciale de salubritate pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Aici, domnul primar, avem două tabele propuse, nu? Nu, tabelul care a fost propus în prima ședință. Planul care l-am aprobat în fiecare an. În 2010, planul de evoluție din 2010, care l-a făcut să adesu și ăsta l-a fost planul care l-a fost actualizat în 2018. 2014. Practic, noi când am intrat în ADIS am aprobat un plan. Un plan. Și în anul trecut ADIS ne-a recomandat să plătim după un alt plan. Nu l-am aprobat. Dispoziție, Mișo. Asta a însemnat că dublează propriu sau calitatea asta. Păi nu, că am fost 682. Nu, dar nu fie, n-am votat, n-am votat, Maria. N-am votat, deci 4,5 am votat. Mai nu 4,5 care s-a corectat pe anul 2019 în prima, s-au acoperit cheltuielile. Nu a fost ăsta. Mai nu s-au acoperit toate. Cum ar fi? După ce am cerut 2018 sau după ce am aprobat în 2010? După ce am în 2018. Era discuția că s-a făcut containere pentru sticluri. Da, dar nu s-a făcut licitația cu masterplan. De anul ăsta și când o să vină ei, atunci o să mai vină iară cu banii bruci și cu alte. Da, dar problema e că nu te acoperi. Nu ne-am acoperit niciodată, nu ne-am acoperit niciodată, nu ne-am acoperit niciodată, așa că, păi dacă nu am ales să-l dublăm ce mai așa. Asta e propunere, dumneavoastră. Deci, practic, aici sunt două lucruri care nu sunt cap la cap. Primăria colectează de la persoane taxă pe persoană, da. Și plătește către ADIS tax pe tonă. Da. Ceea ce nu prea cade una cu asta. Păi nici nu putem să punem o tonă pe fiecare persoană. Nu poți să cântărești cât de fiecare o parte de soare. Să-și aducă mașini cu cântară. Și vreau. Cât de mare pe fiecare coș de gunoi, un sistem de citire când urcă în când îl urcă în mașina de gunoi. Cum ei trebuie să investească, dar putem și noi până la urmă, că decât să dai 500 de milioane la ăsta, ce dar are ce pun el? Când să-l citi direct când o la mașină? Dar domnul primar, are diferența dintre persoană, din componența gospodăriei, cu 754 pe lună, da. Și salariat cu 15.94 pe lună. Dublu. Mai mult din dublu. Care lucrează în întreprindere. Da, bun. Și cât întreprindere ai pe raza Traianului ca să plătească 16 lei pe lună de fiecare angajat? Adică ce produce angajatul de 16 lei pe lună și persoana din componența familiei produce de 7 lei pe lună? Păi, dar eu am o PFA pe consultanță, da? Auziți, ce gunoi fac eu? Auziți, domnul primar, am un PFA pe consultanță și e unul ce s-o întâlnea încă unul, da? Doamne, asta s-a aprobat. Ce gunoi facem noi, producem noi pe consultanță? Asta s-a aprobat în ADIB-ul. Deci, toată lumea, parte din noi am făcut scandal și așa,
Ei, vedeți că au pus taxe și pe elevul de la școală și pe angajatul din primărie. Ei, da, ei își fac bani, fraților, pe bani. Haideți să vedem ce salarii au la ADIS și nu... Adică sunt mulți care vor să spun mai departe. Pentru mine, pe economist, fac treabă. Nici chiar așa. Nu-i plătești, te deschide proces imediat. Da. Cine îți mi-e dedă? Cum ai întârziat cu o factură, cum te-o... Păi da, dar ei te condiționează. Dar cum, adică te plătești pe tine să-mi dai bani, așa-i să-mi dai bani? Comuna de la Secuieni au avut dat de ani trecute la 100. Pentru că le-au mers de cu prima. Nu știu dacă chiar le-au mers sau nu. Nici să pui negarea în bani, în bugetul local, ca să pui pentru gunoi, în loc să investești în ceva bani. Plătim gunoaie, bani și bugetul. Dacă Mădălina pe persoană fizică, tot 15 de bani. În loc să investim în ceva, nu plătim gunoaie. Tot timpul. Stai să vezi cum se vină materia referitivă. Fie gunoi pe bugetul. Și aia să vezi cum o să fie atunci. Pentru că pentru fiecare produs din gunoi, o să fie o mașină. O să fie 5 transporturi. Și atunci, când ridici, care vrea să se scadă? Dar ei fi transportator. El spune, ți-a venit în loc să vină o dată, vin cu 5 mașini odată. Alea de 4 ce le plătești? Da, o să-mi case, nu mai duc în gunoi atunci. Dar o dată ar fi tot fel. Nu mai două. Știi că îți treabă un mic. Acum mai el venit la mașină și același tot aș conduce. Și atunci când vine cu 5 transport, trebuie să vedeți 5 transport. Nu vine mașina aia cu aia aici. Nu la scolă o să fie. Nu, nu vine ce vreau să spun. Eu vreau să spun. Păi dacă tu te duci să-ți aduci cum acolo la magazin, tu aduci o loc să-i aduci. Dacă tu știi ce-mi cerci, mergem pierde. Nu știu, trebuie să-i dau și mai mare. Nu ies cu meserii, ce spui aici, nu ies cu meserii, eu nu-i prost. Eu ca un răzut de mic lucru. Dar eu nu-și făceam asemenea de fiecare. E din cărți de fiecare dată, sunt două, două de trei, toate avem la fiecare. E fără aia la pentru a veni rău. Da, da, e omul de salariat. Ușor. Pe lună, pe care e tot. Pe lună. Nu da, zic nu știi, dacă vorbi cu o secretar, pe om. Nu, 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 nu sunt. Eu gen burc, o condus. Dar ăștia poate să-și facă contract direct ei cu Soma. Nu sunt. Din să-și vale, dacă se fac contract cu Dacia, dar nu-ți plătesc către primărie. Soma nu vine să fac contract. Da, dar trebuie să ajungi la ei face. Ei propun nouă, ei îi recomandă nouă un grafic de, din casare. Din casare. Noi putem să aducem amendament deci la grafic. Deci eu vă zic așa, voi, ca și este un drum de pădurează o curajă de la hotel. Greu. Poate 754 lei. Acolo, e un drum de pădurează. Societățile care sunt bune, cât ești la urmă. Să-ți faceți bine. Dar n-ai cum? 6 lei cu ce? În loc de 7 lei, cu 6. Da, 7,54, 12. La bine, 90 lei. Da, de fiecare. Mai este o familie care are 10 copii. 90 lei. Deci, 90 lei de persoană pe an. Este un oameni angajat în firmă. Nu, așa. Că și cum vorbim de păi da. Din unele societăți, 15. Cum? Deci eu vă zic că pentru o familie medie de 4 persoane sau 5 persoane care ți se ridică gunoiul din fața porții în fiecare săptămână, orice ai arunca, așa, este foarte puțin, 7,54. Este foarte puțin. E puțin, când îți spui mai decât puțin, când te duci și când vine ăla și zici că trebuie să plătească impozite 2 milioane și ei dau gunoi 5, dar nu prea. Dar eu vreau să văd cine poate să stea fără gunoi în ziua de azi.
Eu vreau să știu care persoana care și-a luat tot acolo în spate. O să vedeți că simt pe șanță și nu există. Nu există așa. Noi nu poți. Nici este o necesitate ca și apa, ca și gata. Nu există. Gunoiul e o necesitate pentru noi toți. Deci nouă mi se propune un plan de taxare, care ar fi de 7,54 lei per persoană, pentru anul 2020. Dacă sunt amendamente, e clar. Per persoană nu precizează dacă sunt copii sau nu. Nu, copiii sunt persoane. Poate să fie în față, persoană, fie parte din familie. Copiii mai mulți, pentru că nu-i parte de fiecare. Nu au gratuități de la impozit. Da, sigur, dacă eu văd. Dar nu-i sau. Dimineața până s-a găsit, eu îmi place. Mai impozit, dar la salutate nu sunt împărătate. Dați din persoană, nu știu așa. Dar foarte mult, foarte puțin 7,54. Dar gândiți-vă că vrea un angajat care vine de la 8 la 4 la muncă produce mai mult decât gunoi decât unul care stă... Da, dar nu putem proteja acum, dar protejăm atunci al 4-5 care se zice că protejăm 10 oameni și nu putem mai la altă tare. Cine plătește impozit? Cine plătește impozit? Tu plătești 2 lei, la plătește 20 de lei. E o mare diferență. O mare diferență. Problema că în urban nu poți sta el ale. În urban e 15,21 lei. Ei sunt plătește cu mare, aici e problema. Cer bani, normal că... Tu dacă ai afacere, asta normal că te duci peste fiecare primărie.4,50 lei. La anul o să avem iarăși problema asta, că trebuia să punem bani pe colecteană. Risc ca să pui atunci un milion aproape persoane, să nu plătească persoane. Și atunci, tot aia care plătesc. Aici nu e plata impozitorului, nu este voluntariat. Plata impozitorului este obligație. Impozitorul plătesc, dar poate să iei impozitul fără cu noi. Nu există așa. Dar chestia că nu te plătești nici gaz. Telefon tot. Da, telefon mai mult. Telefon autostrad. Da, așa, păi poți să plătești și gunoiul care ți se ridică de la poartă. Apropo de gunoi, cum facem? Că vine miercuri, după aia miercuri, ce facem cu gunoiul? Două săptămâni? Nu vine astea două zile somă. Păi dar cum adică să nu vină în timpul sărbătorilor somă? Stabilească o zi, păi care să vină, măcar o dată. Păi simplu, nu venim. Păi nu vine miercuri, acum nu vine nici miercuri. Deci pe 31 da, este zi lucrătoare. Și 30 și 31. Și 30 și 31 sunt zile lucrătoare. Nu-i nici o sărbătoare, nu-i absolut nimic. Nu, dar noi venim cu noi, cu 28 nu venim cu noi. Avem adresa. Nu, nu, la noi venim cu noi. Venim cu noi, normal. Adică vine... Da, vine și mâine și... Vine mâine? Pe întâi? Pe întâi? A, sau pe întâi nu vine. Vine marți. Nu vine miercuri, nu vine. Miercuri, dar nu vine miercuri. Nu, nu, nu. Păi miercuri e prima zi de Crăciun, nu? Da, e ziua de Crăciun. Și sunt mai la de Revelion, iar nu vine nici așa. E pe 31 miercuri. E pe 1. Tot la fel se întâmplă. Nu știu ce face, că doar noi avem... Normal, acum se produce foarte mult cu noi. Cum faci? Dar trebuie făcut o adresă să ne spună o zi în care poate să vină și să anunțăm populația joi, vineri, când poate ei să vină, să știi oamenii și să scoată cu noi. Bă, dar părerea mea e cam târziu, o azi lui. De când știi? Sunt de păstrează cu noi. Și nu a să pun nimic, ne-au informat și să... Deci, necesitatea este să se ridice gunoiul, că să păcăr, deci să produce și mai mult gunoi. Am zis o linie de la să-ți spui cum să-ți spui. Nu știu, o secundă.
Nu aduci nimic până când nu are loc licitația. Unde îți fac decât abonul ăsta de aici? Hai, deci mai verificăm. Deci eu nu am piatră, cum că doar n-am cu noi. Deci nu am piatră. Mai bune să fii gărzi. Să punem la vot? Nu, propune. Nu eu fac propunere, am spus propunerea făcută de domnul primar aici, este 754 de persoane pentru anul 2020. Domestic și în 1.4.5. Apoi anul trecut am avut 6.82. Da. Și anul ăsta avem 7.54. Diferență. Două secretari, dar hai, lămuriți-ne. Deci, până în planul ăsta anual de evoluție a taxelor și tarifelor, da, începând din 2010, avem pe 2019 propus 4,16 lei, da? În ultimul tabel. Da, de 2010. Da. Da, dar au fost... Bine, ăla a fost planul inițial, da? După aceea, mergem cu evoluția în următorul tabel, avem la 1 ianuarie 2019, da? E 6,82 lei, da? Da. Bun. Și atunci, de ce ziceți că era 4,6? Pentru că noi am votat atunci, am votat cu 4,5. Așa s-a votat atunci în... Când am fost de anul trecut. Și au de ce nu ați venit 4,5? Anul ăsta nu am trecut. Și anul ăsta 7,54. Da, banii ăsta s-a făcut altceva. Da, lasă-mă în pace cu fărbutul. Ce s-o luăm? Da. Deci, de Crăciun vine mașina din noi. Iar acum vine, anul nou nu vine. Bine, să vină măcar de Crăciun. Deci, în ziua de Crăciun, vine de Crăciun. Dar domnul Ciobanu a propus 6 lei de persoană în mediul rural. La mine, la mine, în casă. La mine, cutii, la mine, în casă. S-ar putea să fii mai curățat. Nu cred. Eu ți-am dat un exemplu. A venit curte ca la din în casă. Deci n-am o piatră, n-am o gunoi, n-am nimic. Păi nu, că nu-i uitat în toamnă. Stai cu mine, nu produc așa ceva. Eu nu produc. Hai să-mi propuneți. De-aia plătit 500 de milioane. Nu, 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 nu am o piață de acolo, pentru că dacă o găseam o sânge, acolo avem taxa de depozitare. Am colectat de depozitare, transport și dar este în casa de depozitare o mașină, așa, e costul tu? E costul, n-ai la care mai spune acolo. Domnul ăla transport și colectare. Am votat aici. Deci asta ce e? Haideți încă o dată. Taxa asta ce presupune? 7,54. Colectare și depozitare. Depozitare și selectare. Cum selectează ăștia cum ai votat? Păi, dacă propunerile nu selectează, ți-am ei taxă pe selectare. Și el îl plasculează acolo în grău. Da. Și plătat. Așa. Plătești. E acolo plătește la mediu când o plătește. Hai, că vine acolo. Da, plătește la mediu. Vine acolo, mai avem un băie. N-ai să plătește la mediu. Nu se e mare. Da, da, dar e bine. Spune că e scrisit. Taxa care am propus-o domnul Ciobanu. Deci, supunem la vot. Dar ce veniturile oamenilor au crescut? Sunt aceleași sau mai mici chiar? Plan. Supunem la vot. Taxa propusă de domnul primar. 7,54. 7,54. Cine este pentru? Poți să facem o propunere la 5 lei? De cine este pentru 7,54, propus domnul primar? Dar vorbim de persoane fizice sau de persoane fizice? Nu este nimeni pentru. La cine este împotrivă? 200. Împotrivă, nu? Da. 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 Da.
Cine este împotriva taxei de 7,54 pe lună pentru persoană? Dar ai votat-o, da? Păi nu s-o înțeleg. Două sunt pentru și 210 împotriva. Bine, se pune la vot propunerea făcută de domnul Cioban, 6 lei pe lună, de persoană. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pentru. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? 4 abținut. Păi mai trebuie un vot. Eu m-am abținut. 7 și 4, 4. 1, 2, 3, 4. Tu n-ai votat. Am votat pentru. Cum? Și abține 4, 8, 8. Să punem la vot cea de-a treia variantă propusă de domnul Cimpoieșu? O, să punem la vot, nu? 5 lei pe lună. Cine este pentru? 5 lei? Împotrivă? Și cine s-a abținut? Restul, 9. 3 pentru. Și 9 împotrivă. Dacă nu vrea să plătiți mai puțin, dacă vreți. Și celelalte taxe, auziți o secundă, celelalte taxe cum rămân? Păi asta, acum vă întrebați. Asta e de mă puteți de persoane fizice autorizate, liuri. Cunița e, da? 15,94 pe lună. Cine e 15,94 pe lună? Persoana fizică autorizată fiind ce? O entitate? Da. Sau toți angajații? Nu, o entitate. Autorizații care nu au angajat. Între timp, individuale, specială și... Dar sunt liuri cu angajați. Sunt, păi da, mai jos. Păi da, aici diferența o face un cuvânt. Deci la IIU-uri, da, la PFA-uri și la IFE-uri, e 15,94 pe lună, punct. La societăți comerciale și instituții publice, e per salaria pe lună. Da? Care e diferența? Că societățile comerciale oricum contribuie mult mai mult la stat și sunt mult mai verificate decât IUR-urile și IFE-urile. Păi IUR are un singur angajat. Dar IUR nu are un singur angajat. Dar nu e posibil așa ceva să plătească 1 milion. Și care e diferența? Deci de ce facem așa de mare diferență? Mai bine 1 milion la o firmă. Păi el nu produce acasă, cu noi la el nu plătește. Oricum plătește și acasă. Odată că plătește acasă, da, nu, e vorba să plătească firmă. Cum? Ce gunoi producea la firmă? Deci, fix pe stilul să tot ce înseamnă privat. Deci să omorâm tot ce înseamnă privat, să ne crească nouă salariile la bugetul de stat, să stăm noi bine și pe să iei drag. Că o să mai plătească, normal, dar nu, da. Dar avem taxe mari, nu-ți vine nimeni de aici. Și atunci o să stăm așa, ca să luăm... Doar salarii sau... Da, nu, poate să-l pe salariul. 1.900.000 de ani. Da, da, cum? Nu? E exagerat. Deci eu plătesc 2.500 de lei pe an. Doar pe societate. În afară de impozit, îi plătesc așa. Deci aici spune pe lună 15 lei, nu? Propuneți? Da. Pe lună, pe salariat. Adică de ce ai mai mult salariat, de ce trebuie să fii penalizat? Hai, vină și dacă îmi propuneți și voi chiar... Poate să propuneți. Eu propun să plătească fiecare angajat cât să plătești în domeniul domestic, pe aceeași taxă, dacă trebuie taxat. Dar nu e obligatoriu să plătească, mă, angajatul, muncitorul... Întotdeauna, până acum, pe societățile comerciale, a fost o taxă fixă, 600 de lei sau nu știu cât de lei. Nu, era 150-300. Da, așa era numărul. Era mai bine. Era angajat. Eu nu am nicio problemă. Deci poate să fie și 700 și 800 de lei o taxă fixă pe lună. Ok. Pentru că gunoiul trebuie plătit. Eu sunt de acord să mărim și la populație. N-am nicio problemă. Dar nu încercați prin, sau mă rog, cine a făcut adisul prin subterfugii de astea, să penalizați pe ea care angajează oameni. Oamenii se angajează tot din comunitate.
Și apoi firmele plătesc taxe și impozite pentru angajații ăștia. Dacă tu îi mai ieși omul și el nu mai va produce și nu, nu, dar nu merge, închide și-o plecă, s-o termină. Eu sunt foarte de acord, cine produce cu noi, să plătească. Este foarte adevărat, dar să nu exagerăm. Protejăm populația, că acolo sunt boturile, da? Și rupim pe ea, că doar mai are ce problemă. Dar altă problemă, dacă o întreprindere produce deșeuri, că sunt atâtea care au... Ești obligat să ai contracte. Păi... Cu de ce nu? Registrare din predicat. Păi și face contractul, face contractul direct cu operatorul. Ca să plătească găborii. Nu, nu primăria trebuie să forțeze firmele. El să ducă, să facă contract. Dacă nu, să nu ia cu noi. Sau să ia cu noi normal cât produce. Dacă nu-i să vină cu cântarul. Nu, dar la o societate are două posibilități. Să-și facă contract. Privat, sau să meargă pe taxele care sunt apropiate de acel local. Domnul secretar, este foarte adevărat. Numai că fiecare localitate are particularitățile ei. Corect. Traianul nu se poate compara cu Bălcescu. Bălcescu poate să zică ce vrea el în taxe și impozite. E aproape de oraș, are o grămadă de aturi, societățile sunt deja acolo, nu se mută nimeni. Ei, la Traian, tu trebuie să te strădui să mai atragi pe cineva pentru că moare economia. Tot la fel, să vă votați? Înțelegeți? Nu, nu, nu. Pot să mai spun și eu. Ce ajută primăria firmele, domnul secretar? Face un serviciu primăria către firme? Bă, uite care era. Eu te discutez de la impozit. Nu, consilier, dar nu, eu am făcut legile astea, domnul. Dar nu, dar nu, asta nu e o lege. Asta nu e lege de cu noi. Deci n-ai făcut-o, tu fac ei, ei fac să-mi cazează, să-ți dai bani, clar. Cine e reprezentantul nostru în ADIS? Ați luat atitudine sau primarii au luat atitudine? Am luat atitudine aia care era o opoziție. Care era o opoziție. Restul o mers în lungă. Haideți, nu politizați acum. Ba, nu, doamne, pentru că nu pot să vă spun ce mi s-a spus. Nu politizăm, dar știm cu toată lumea că linia PSD-ului este asta. Se zice de sus ceva și aia se face. Dar nu este vorba de asta, este vorba că acum noi în Consiliul Local, dacă e, putem să ne și exprimăm opiniile. Doamna consilier, cum am propus amendamente pentru domeniul domestic, pentru la casă, putem să propunem și la societăți. Propuneți un amendament, dumneavoastră, poate să propun domnul Cimpoiu și poate să propună doamna consilier, da, să punem deci la vot. Eu sunt de acord să plătim o taxă fixă. Deci eu sunt de acord să se plătească o taxă fixă, pentru că, într-adevăr, cum să zic, soma vine și ridică gunoiul la societățile comerciale. Eu, din puținile astea societăți comerciale pe care sunt la Traian, toate au euro pubelă de aia mare, eu n-am văzut niciodată aruncat saș pe lângă la nimeni. Deci nu produc, indiferent de câți angajați, mai mult de o pubelă de aia pe an, pe lună. Produc. Pe săptămână, pardon. Pe săptămână să fie. Nu contează că e plină sau goală. E o mobilă ce o ridică, generează costuri. Plus de asta, că noi suntem obligați să avem conul ăsta pentru carton, pentru reciclare de carton, de ambalaj, pentru că mă obligă legea și vine la fondul din mediu și îmi dau cu 0,2% din cifră sau... Da, pe de altă parte, o societate comercială care are un singur angajat trebuie să plătească cât o altă societate comercială care are 5 angajat sau 20 și atunci iar nu-i corect pentru ea. Eu v-am spus, am firmă de consultanță, ce gunoi pot produce eu în momentul în care hârtia o reciclez? Da, aia care au pe agricultură și nu produce niciun gunoi, că ea sunt obligați să plătea recipientele la firme autorizate, toate alea, și tot plătește. Păi da? Nu, dacă produce, dar pe viață, îi cheamă ei. Băi, pe viață, 15.000 de euro. Dar nu, deci nu mai faceți o propunere atunci, cu viciul la persoane fiind sau așa. Deci eu am propus să plătească pentru fiecare angajat aceeași taxă care se plătește și în domestic. Taxele de 54 euro. Păi, așa. Dacă mai sunt și alte propuneri... Nu, eu aici nu înțeleg. Cum poți să te oblige pe tine ca firmă? Dacă eu am firmă, dar nu te oblig, îmi fac contractul cu firmă. Dar nu te oblig nimeni, pentru că firma, dacă... De ce veniți cu propunerile astea să plătim, să plătească firmă? Deci orice firmă, o explica Dana mai devreme, o zic, dacă nu dai
că colectez selectiv și dacă nu dai unii, predai unul, ești amendat și îți iau unul... Deci eu am taxe de la fondul de mediu, inclusiv pentru faptul că introduc ambalaje în România. Plătești? Nu contează ce fac cu ele. Plătești? Nu. Și atunci de ce să mai plătești încă o dată suma? Nu, aia este pentru că introduc ambalajul. Taxa de mediu. Aia e altceva. La somă plătești cu noi o carte să dea. Da, deci eu de acord cu propunerea. Mai sunt alte propuneri? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru propunerea de a se plăti 7,54 lei? Pentru fiecare angajat la societatea asta. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Eu pentru. Vreau să te Marinu, deci, cum poieși să abținem? Împotrivă. Abținem nu sunt. Da. Mai sunt toate discuții la proiectul? Păi avem un proiect. Nu mai sunt, da? Nu știu, avem suplimentare. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desfințări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Asta e economia circulară, aia 80 lei de toană, care încasează minim. Nu, și anul ăsta e 80 de lei. Păi, da, și ce argument avem? Păi fondul de mediu e spus de la Uniunea Europeană, nu, fondul de mediu este o sancționare că noi nu suntem capabili să alectăm selectiv. Da, asta e taxa pusă de la Uniunea. Nu, și atunci acum să le plătim noi la ăștia la soma? Cu noi ne iau acțiuni de selectare și mai plătim o dată la ăștia la... Aia e altceva. Nu, e aceeași chestie, selectare. Plătim pentru selectare, nu? E altceva, ăsta e fondul de mediu. Păi și fondul dumneavoastră în ce bani? Asta plătea în gazdra. Nu se reciclează. Asta nu se reciclează. Da, se reciclează. Nu, odată ce plătea, de ce ne-ați mai pus să plătim la soma reciclare de selectat? Dacă plătim și orice ceva. Dar votăm așa, ca să zicem că am votat. Deci eu înțeleg că deșeurile din construcții destinate și desfințări, da, ar trebui, teoretic, când îți strici o casă, să vii la primărie sau să vii la primărie, să-l anunți pe domnul primar și îi spui, vă rog să discutați cu... Desfințări din astea, nu m-am... Dar nu e vorba de deșeurile. Dar nu e vorba de deșeurile. Așa o scrisie. Așa scrie deșeurile. Așa spune, da, așa e... Deci vorba de deșeurile municipale. Nu discutăm de deșeuri. Deșeurile municipale, deșeurile din construcție. Exact, de colectarea neselectivă. Se aprobă începând cu data de urmă. Are, spus de Uniunea Europeană și România pun în practică. Au fost-o anul la 30 de lei. Păi nu, trebuie să votăm chestia asta întâi. După aia să votăm prețul la gunoi neselectat. Nu... Băgăm una, mai băgăm una, cum merge? Eu înțeleg așa. Această hotărâre nu se referă la... Se aprobă întâi. 1.3.2020. Modificarea cuantumului contribuției pentru economia circulară, pentru deșeuri municipale, nu suntem municipii. Deșeuri din construcție, atâta faci contract separat, și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare în 2020. În noi avem deșeuri menajere, din câte știu. Cam asta ridică soma de la noi. Nu ridică deșeuri nici municipale și nici de astea provenite din construcții. Ce știe adresa făcută de... Eu citesc hotărârea, domnule. Care hotărâre? E hotărâre. Adresa trimisă de ei. Da, nu mă interesează.
Țineți cont un pic și de populație. Deci, cei din Adis ne șantajează în cazul în care nu vom avea această hotărâre. Există riscul major ca începând cu data de 1.1.2020, operatorul EcoSud să nu mai primească deșeurile în vederea depozitării. Mă gândesc că deșeurile astea se referă la municipale și cel din construcție. Nu, păi cum nu? Toate deșeurile. Dar dacă hotărârea se referă la deșeurile astea, Deșeuri municipale, înseamnă tunde de copaci, tunde de iarbă, nu e adevărat. Noi avem tunde noi care copaci pe aici, facem, avem parcuri, avem. Nu e asta, nu. Șanțurile care le referă domnul consilier. Vă citi, da. Dar aveți hotărârea avea de la Adis din 10 din 5-12-2019. Deșeurile municipale înseamnă absolut tot ceea ce înseamnă deșeuri menajere din gospodării și instituții. Da, normal. Bun, plătim odată cu soma unui deselectat și mai plătim odată. Nu plătești cu soma, plătești colectare și transport. Dincolo plătește. Păi și plătim depozitare. Dincolo, e la DIS-ul când nu-l trimite, îi dă de acasă. E pus. E bine că noi nu comentăm 80 de pitone ca și sancțiuni pentru deșeuri neselectate, înțelegeți? În schimb, ne agităm tare pe astea, pe persoană fizică. De la ăștia 80 de pitone și cară câte dată? Cât pitone au pe săptămână? Pe luni 20 de tone, spune domnul Tic. Pe luni 40 de tone. 40 de tone. 32.000. Da. Păi uitați-vă la voi. Aici se duc banii aia, nu... Pentru că suntem de acord noi, că vreți voi. Cum să plătești atâția bani? Păi tu ești din lună, înseamnă că la... Pe lună, doar că economie circulară, am anumit-o frumos, economie circulară. Păi ar trebui primăria să încerce această mai... De ce ajută somnule banii? Să facă colectare, să ne schimbă. Asta trebuie. Nu,
e statul. Nu, și ce face cu ea? Deci trebuie văzut foarte bine. Deci 38.400... Nu, o secundă. Noi plăteam o sumă selectară. Deci 38.400 numai fără TVA. Deci ajungi la 50.000. Numai economia circulară. Da, da, sunați la orice primărie și vedeți că toată lumea a făcut scandal și toți au votat. Am e vorba de votat. E vorba de haideți să vedem ce facem pe viitor ca să putem să colectăm selectiv. Măcar câte cât. Păi aici e discuția, Dana, dar odată ce pe master plan, pe astea 22 și municipiul, nu a avut loc licitația ca să ne aducă dincolo la celelalte comuni, li s-au pus tomberoane selectate. Că asta vorbeam dimineață cu secretarul de la Negri și zice, nu țin cont oamenii. Scrie clar că să pui hârtie acolo, o găsă banii cât de fac. Noi singurul lucru care l-am putut face ca să adunăm selectiv câtuși de puțin, am făcut țarurile alea care să punem puțin. Faceți niște puncte de colectare hârtie la bibliotecă, la școală. Astea sunt eu. Veniți să vedeți că am strâns. Acum avem iarăși de nou plin cu cartoane în spate acolo. Dar mediatizați, domnul primar, că noi, de exemplu, nu știm. Da, doamnă, dar nu vine omul cu 2 kg de hârtie să vină din capul satului sau de undeva să le aducă. Și dacă nu ai un loc unde să le urmă, să nu le urmă, să nu le gândă, să nu le așa, nu să le ia nimeni. Și trebuie să după aia că hârtie sunt, nu știu. Nu cere să nu fie boții, nu. Nu, 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 dar nu mă doar dat cum, economia ce plăbă un lucrător. Mai sunt discuții? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 abținere, nu? Nu. Deci, astea vin pentru. La nivel să avem o informare. Privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din Comuna Traian în semestrul de anul 2019. Sunt discuții vis-a-vis informat de aceasta? Acum redăm și modul de ecran. De toate. Câți asistenți personali aveți? 25. Thank you.
Deci sunt 13? Da, 13. Total. Asistenți personali 13? Da. Și restul? Restul. A, și cu indemnizații, nu? Da. 12 indemnizații pentru persoane cu handicap. În care 4 copii și 9 adulți. Mai sunt alte discuții pe zare de informare? Nu, no, nu am mai făcut dosarul. Alte discuții mai sunt? Dacă nu mai sunt, declarăm închisă ședința. Thank you.